Conservarea biodiversității este esențială nu numai pentru valoarea ei în sine, ci și deoarece ne oferă, printre altele, aer curat, apă proaspătă, soluri de calitate și polenizarea culturilor. Ne ajută să luptăm împotriva schimbărilor climatice și să ne adaptăm la ele, contribuind de asemenea la reducerea impactului catastrofelor naturale. Prin urmare, declinul biodiversității are consecințe majore asupra societății, economiei și sănătății oamenilor. Certificarea forestieră în sistem FSC este un instrument eficient pentru asigurarea unui management sustenabil al pădurilor. Este un proces prin care, în urma unui audit, o organizație independentă confirmă faptul că o anumită suprafață forestieră este gospodărită în conformitate cu un standard agreat. Standardul după care se face auditul este împărțit în 10 principii și 56 de criterii, care acoperă cele trei aspecte specifice ale managementului sustenabil: economic, social și de mediu. Principiul 6 este dedicat integral conservării valorilor de mediu. Conform acestuia, administratorii sau proprietarii de păduri certificate FSC trebuie să mențină, să conserve și să restaureze serviciile ecosistemice și valorile de mediu ale unității de management, să atenueze impactul negativ asupra mediului. Există cerințe explicite care subliniază protecția speciilor rare și amenințate, a cursurilor de apă și a speciilor indigene. În calitate de pionier al noțiunii de valoare ridicată de conservare, certificarea FSC aduce beneficii biodiversității prin protejarea speciilor rare și amenințate și a habitatelor lor, așa cum prevăd standardele FSC. Rigurozitatea acestora impune administratorilor de păduri să mențină existența continuă a speciilor și genotipurilor native naturale și să prevină scăderea diversității biologice, în special prin gestionarea habitatelor din păduri. Conceptul de păduri cu valoare ridicată de conservare, PVRC, a fost elaborat de FSC și a fost publicat prima dată în 1999. Primele trei categorii de VRC au legătură directă în protejarea biodiversității. Din perspectiva FSC, conform cerințelor principiului nou dedicat acestora, este important ca, după identificarea valorilor ridicate de conservare, managerii forestieri să planifice și să implementeze acțiunile de gestionare astfel încât să mențină și să sporească valorile ridicate de conservare identificate, precum și să elaboreze și să implementeze un program de monitorizare care să urmărească realizarea acestui deziderat. Un element important al sistemului de certificare a FSC este faptul că rapoartele de audit sunt disponibile public. Din analiza acestora, efectuată anul trecut pentru perioada 2021-2022, s-a constatat o preocupare mai mare pentru conservarea biodiversității, nonconformitățile aferente celor două principii, 6 și 9, scăzând în România cu aproximativ 30%. Există criterii care au ca scop menținerea și creșterea biodiversității și în cadrul celorlalte principii ale standardului FSC. Un exemplu foarte important este obligativitatea ca, în urma activităților de exploatare a masei lemnoase, să rămână un număr suficient de arbori pentru biodiversitate. Lemn mort, arbori pentru cuibărit, zone ripariene, riverane, insule de îmbătrânire, etc. O pădure gospodărită în mod responsabil oferă produse din lemn obținute sustenabil, dar poate oferi și servicii ecosistemice esențiale pentru conservarea ecosistemelor și pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale. Procedura noastră privind serviciile ecosistemice asigură proprietarilor și administratorilor de păduri un cadru pentru a măsura și a verifica beneficiile pe care le oferă pădurile lor, printre care și protecția biodiversității. Prima pădure certificată pe servicii ecosistemice în România este cea de la Strâmbu Băiuț, proprietatea Romsilva, care găzduiește valori naturale universale excepționale, precum păduri seculare incluse în patrimoniul UNESCO, habitate și specii de interes comunitar incluse în sit Natura 2000, dar și alte două arii naturale protejate de interes local, Tăul Negru și Peștera Cuase. În încheiere, vă invit să aflați mai multe pe noul nostru website la adresa ro.fsc.org, unde puteți găsi detalii despre modul în care sistemul de certificare FSC confirmă practicarea unei silviculturi responsabile, aceasta fiind un instrument fundamental pentru protejarea biodiversității și pentru a ne proteja planeta pentru generațiile viitoare.